Răsunetul fanfarelor și clopotele bisericii din sat, deja din orele dimineții, au anunțat începutul nedei satului, manifestare care tradițional la ispas coștenii o serbează prin diferite manifestări culturale și sportive. În orele dimineții, în prezența autorităților Comunei Vârșeț și a oaspeților din România, a avut loc inaugurarea turneului tradițional la mini-fotbal, care anul acesta a adunat 10 echipe din țară și România, turneu care a fost cucerit de echipa gazdă, Cărașul Mic din Coștei, care a dispus de oaspeții din Gătaia, România, cu 2-1. La biserica din sat a avut loc slujba religioasă de nădeie și, conform tradiției, ocolul în jurul ei. În orele după amiezii a avut loc o masă rotundă pe tema colaborării transfrontaliere dintre România și Serbia, respectiv posibilitatea de a concura în comun pentru acordarea banilor din fondurile europene IPA. Iar în orele serii, pe platoul din fața bisericii a avut loc tradiționalul joc de ispas și, cum spun coșteienii, veselia comună cu solistele vocale din România. Cu un reportaj mai amplu de la acest eveniment vom reveni duminică 16 iunie în emisiunea Magazin TV.